Vă salutăm din studioul nostru, Zidul Plângerii TV. Banca Mondială, pentru a acorda în continuare credite guvernului bolivian, a pus condiția privatizării apei în Cohabamba, al treilea mare oraș din Bolivia. În spatele ușilor închise s-a încheiat la sfârșitul anului 1999 un contract cu un concern din străinătate pe o perioadă de 40 de ani. Cum s-a constatat mai târziu, era vorba de concernul Bechter din Statele Unite. Contractul conținea exproprierea fântânilor săpate și folosite de comunitatea locală. Populația era obligată să plătească a patra parte din câștig pentru apă. Acest contract interzicea utilizarea apei din alte surse, inclusiv apei de ploaie. Pentru a obține acest contract, în urma protestelor din țară, guvernul s-a folosit chiar și de poliție. Cu toate că sute de oameni au fost răniți și unii dintre ei chiar uciși, poporul s-a luptat până a alungat poliția și armata. Chiar și concernul american Bechtel a părăsit țara. La aceasta, Oscar Olivera de la Coaliția de Apărare a Apei în Bolivia a declarat: în războiul pentru apă, oamenii au arătat că este posibil de a se opune strategiei de privatizare a Băncii Mondiale și a concernelor agregate de ea. Au arătat că este posibil a se organiza, a se uni, a învinge fricile și a câștiga. La fel putem și noi românii prin a ne uni pentru Roșia Montană. Este posibil. Vă rugăm, faceți cunoscut și altora această emisiune. Vă mulțumesc. La revedere!